Bine v-am găsit și venit, am fost cercetătorilor din Alta Dată. Judeca Ortigius a răspuns la solicitări și ideile unui grup de doamne care realizează într-un serviciu modern de cercetător din Alta Dată. Un serviciu de perspectivă care se desfășoară pe lună și adună la bibliotecă din zi de joi doamne care cunoscă și tradiția populară. Cele 12 ședințe, pe fiecare parte la vot, pe atât de parte la tematică, conținut, căci una te învață să ții cării, roșeta în mână, alta se mostrează cum în felul de ață, înfinți pe Andrei, cu mișcături și cântătoare, cu trinte, formă, cucioară. Meșterii populari și-au adus vestea pentru a o prezenta și demonstra. Cum să ținem cu socul, cum s-a prodat o floare pe ei și care îi face cu acest lucru. Unele nu uită să ne vorbească despre istoria, tradițiile și obiceiurile de Paște. Cele de profesie mei vin cu o gamă largă și variată de sfaturi și metode nutriționiste, acumulate și testate pe parcursul vieții. Nu știm dacă am putea delimita o ședință față de alta, căci unele teme sunt consecutive între ele, iar altele de salte de la broderii și pop popular la bucate tradiționale, specifice sărbătorilor religioase. Paște, Crăciunul, Ispasul, Duminica Mare. Semnificația acestui serviciu e unul mai profund. Ar fi suficient să vii, să vezi, să auzi ce istorie trebuiesc broderii, corpul popular, fenomen impresionat. Fascinate, preocupate de tradiție, participantele promovează obiceiului străbunilor noștri. Pentru a nu mă gândesc, acea continuitate dintre lumea de acolo de trebuie și de aici. Lucian doar a afirmat, deci Lucia s-a născut în sală. De acolo izvorăște în casă. Folclorul cu totul tradiției și obiceiului. Semnificația acestui serviciu în lumea profundă ar fi suficient să vii, să vezi, să auzi ce istorie de noi sunt prodivii, portul popular, pe oameni profesional. Sunt istorii de generații. Istorii care nu s-au pierdut în timp datorită doamnelor, care le mențin vii și actuale, care în timp să-i facă pe tine să înțeleagă cuvântul tradiție cu sufletul, nu doar cu mine. După cum a afirmat doamna Anastasia Platon, șezătoare mi-a creat o satisfacție deosebită. Am văzut prosoape ce reflectau activitatea poporului în anumite perioade. Oratele pentru copii curioși și îndrăzneți. Mulți dintre copii și adolescenți se visează prezentatori de știri, reporteri, moderatori evenimentelor, dar puțin înțeleg că pentru a fi clar și convingător în fața microfoanelor sau a camerelor de la TV, e nevoie să deții un discurs clar, expresiv, corect. Implementarea serviciului Ora TV a fost o necesitate strigentă la ziua de azi. Din păcate, trăim într-o societate în care copiii noștri comunică mai mult virtual. Și atunci, când e nevoie să comunice oral sau scris, întâmplă dificultăți. Moderatarea serviciului este doamna Luzmila Stoianu, poate cineva din sală o cunoaște, ex-redactor la Televiziunea Națională, emisiuni pentru copii și adolescenți. Serviciul se prestează copiilor cu vârsta cuprinsă între 8 și 12 ani, pe parcursul anului, cu o periodicitate de lunară. Și aici mi se oferă șansa de a forma abilități de orator și aptitudini de vorbitor în public. Orele de arta vorbirii sunt bazate pe însușirea exercițiilor de dicție, frământări de limbă, articulație, respirație, proverbe și zicători, care îi ajută pe copii să-și formeze un vocabular mult mai bogat, să aibă o expresie expresivă. Jocurile teatrale, specifice pronunției și vorbirii, sunt în focul preferințelor copiilor, anume intrarea în puterea personajului. Îi ajută pe copii să aibă încredere mai multă în sine. Doar prin jocuri, copiii învață să se miște prin sală ca într-un spațiu public, captând atenția, să se exprime într-o comunicare sau într-un dialog public cu impactul dorit, să asculte publicul, să-și privească interlocuitorul, dar aceste tehnici se învață aici la Ora TV și ne dăm seama că
că un vorbitor calitativ în public se învață și nu este un talent. Copiii sunt foarte receptivi și activi, dar una dintre cele mai active participante a bună ziua. Filozoful român Constantin Noica menționa: omul de la civilizație ia tot ce vrea, de la cultură numai ce poate. Adică atât că se cer minte propria cultură. Principiile de bază a limbii înțelepciuni universale sunt întotdeauna la cer. Aceleași învățături au fost predate de mare viteză în toate timpurile. Învățăturile au evoluat. În esență însă au rămas aceleași întotdeauna, fiind doar adaptate la perioada de timp și în înțelegerea oamenilor în vremurile respective. Astăzi sunt aceleași priorități, tendințe de promovare a valorilor culturale spirituale, dobândite de omenire. Pentru realizarea unei comunicări eficiente între generații, e nevoie să cunoaștem valorile naționale, personalitățile motorii, să discutăm despre categoriile general umane, iubirea, bunătatea, demnitatea, toleranța, cum ar fi iubirea, relațiile interumane în raport cu răutatea, invidia, ura, discriminarea. Într-o realizare a acestor idei, am inițiat serviciul de a rugăm și ne cunoaștem pentru două grupuri distincte, copii și tineri. Ne apropiem cu responsabilitate de organizarea acestor dialoguri, ținând cont de toate aspectele, tematică, invitați, categoria de vârstă, folosind metode și modalități noi, cognitive, educative, interesante, interactive, funcționale, care ar contribui la formarea culturală, spirituală și morală a tinerilor. Pentru aceasta invităm oameni iluștri, interesanți, carismatici, care îi pot captiva atenția tinerilor, îi pot provoca la dialog, fără a le impune ceva, comunicând cu ei de la egal la egal. Spre exemplu, întâlnirea cu Ion Ungureanu au fost o adevărată revelație. Vocea de clopă, impunătoare, dulce, grai românesc, i-a făcut pe tine să asculte cu respirația tăiată. Scriitorul Nicolae Babila, vorbindu-le despre istoria neamului, dar și despre dragoste, Ion Nemăciuc și Ion Ciocanu, luptător pentru puritatea limbii române. De fiecare dată le aprindem candela pentru lacrima lui Mihai Eminescu, Grigore Vienu, Dumitru Mantovski. Vreau să amintesc de un pan despre un dobroveceanu care mai să ia trebuie de prin Italia, nu știu care este sunt antigrace, nu sunt sofisticate. O venit el să le privi în oraș, în plată totul și două, făcea selfie și după stat pe urmă pe Instagram. Eu și Mantovski, eu și Zara, eu și Ștefan. Acum e așa, eu și povești de digitale. Și acum am să vă povestesc prin câteva cuvinte, câteva minute, cum am ajuns să devin povestar și eu. E bine, de mult, în 2014 am primit un telefon de la centrul de excelență, pentru că sunt așteptată mâine, acolo, și gata. Am luat caițelul, X-ul și mă prezint. Nește el ce mă așteaptă. Doamne, Dumnezeu, dar eu fugeam de acolo. Dar n-am fugit. Și să știți că nu-mi pare rău nici cât ai se citește. Adună acolo și atunci am cunoscut-o pe simpatică de toate punctele de vedere, Margareta Tătăruș, o profesionistă care ușor, ușor, cu multă îndemânare și cu mult umor, ne-a dus pe toată țara comerțelor digitale. După 3 zile de muncă a sedului de nebuneală, a fost realizată prima mea poveste, care se numea Noi am fost prieteni. O poveste stângace, neîndemânare, dar foarte dragă în mie, ca fiind într-adevăr ca primul copil. După toată caramela asta, carbonarea asta, m-am ales și eu în rând cu toată lumea, cu un certificat de absolvire a cursului de formare, formator, în rând, metodologie, poveste, mobilitate. Ei, și-am început să mă simt eu, Emil Gorteanu și Spielberg, să mă duc acolo. Jonglam cu așa niște emoțiuni ca o clasic, de movie maker, făcut bau în cum și eu acolo. De acum am luat o casă de gaură. Când mai primesc 100 de la biblioteca municipală, și întrebarea, ai absolvit curs? Da, zic, am absolvit. Ai obținut certificatul? Da, zic, am obținut. Fă urgent, în 2 zile, povestea troleibucului. Cum am făcut-o? Ce am simțit eu atunci, n-am să vă spun acum, că nu are rost. Dar am făcut-o. Ei, și nu ca să vă luau, ba da, mă luau. Anume povestea aceasta a acumulat cele mai multe vizualizări pe YouTube. Ei, și după asta s-au pornit poveștile în viața mea. Vorizat cu versul, vorizat cu
primul drumul său de doar 10 ani, nu știu că de religios 10 doar. Prima mea poveste, făcută de o bunăvoie și deselită de mine, doamna la Maria. Gata. Putem să mă obișnuim, dacă mă cu corona de la altul, dar nu pot să fie. Pentru un bun zi, mai vine un telefon de la municipal. Și ne se spune că ziua cu tare, la ora cu tare, împreună cu colegă Liliana Jocătă, într-o poveste, suntem așteptate, dar s-a acolo cum ar trebui dat asta calitate pe formatori. Pentru prima dată în viață, oameni buni, am reținut. Bună ziua! Mă sărut, dragi, din partea echipei, la filială acolo. Astăzi, din pășește sentimentele trăite, alături de membrii grupului, vreau să ne spune. De ce pot să ne spune să mă întrebați? Nu vreau să pot. Vreau să ce pătrâni se va dorina în timpul doamna. Cu melancolii și umbre care îmi bugesc cu reprimine și domnul Vași. Să trăiți pentru unii este cu o prăbastie a vieții, pe care cap și nu știu ce iasă din ea. Locuiește persoane care găsesc care ieșiri în această prăbastie și trăiesc într-așa mult că se bucură cei de jur de ei. Acest lucru îmi spune despre doamna Elena, care se implică multe activități organizate în Bătenul. Noi, colectivul politicii vostru, am hotărât să ștergem acest fenomen. Deci, după trebuie, vârsta treia, vârsta de aur, și atunci când mi-am declinat de la bibliotecă, ei mă gândesc sigurătate, care este o boală grea și contagioasă, și găsesc prietenă, care sunt ca o mană cerească atunci când sunt invitat de alții. Și găsesc semeni cu aceeași interese comune. Găsesc comunicare, schimb de experiențe, de idei. Noi chiar discutam împreună despre unul sănătos de viață. Am fost invitat locuratorii Maltosului care vor fi primiri și beneficii ei. Când cu Natalia ne-a vorbit despre alimentație sănătoasă, despre marmele medicinale pe care noi ne-am fie folosit pentru sănătoasă, de ce nu? Ne bucură privirea lucrării prezentate din membrii grupului. Doamna Sfântrejda de Hăvat, Pisidire, Crimiu, Cărbunii, doamna Clara Părăgat, cu lucrările ei în biser și cu cimiță. Lectura este un stil de viață. Trebuie să citim numai din plăcere. Bună ziua! Am venit cu toată zestrea și acum o să se spun de ce. Una care vă cunoaște știe că sunt întărâtă de plăte. Și acum, la cei 140 de ani ai plăte și caștel, a venit momentul să vă spun de ce mi-e dragă mie a să te rupi plăterea. Și am să o fac prin versurile Sfântului Giovanni. O bibliotecă este un loc care să fii liber, să fii îndrăgostit, să navighezi între vise, să fii iute și deștept, să fii bucătar, să fii artist, să fii doar tu. Iată și secretul dragostei mele, masă de bibliotecă. În toate acele ani, atât eu cât și prefectul la Iculescu, am fost în toate acestei postare. Nu am fost în una, din cea de cuvântor. Dar mi-am dat-o mereu, pentru că consideră să un stil original și unic, e ceva jurnal. Visul meu s-a realizat cu venirea unei noi angajate, o dată. La întrebarea ce pot face cel mai bine lume, a spus sincer pot proase. Și unde a avut idee, omul potrivit pentru un serviciu potrivit. Și am dat start serviciului liberului oraș. Am avut o lansare pe cinste. Și suntem toți fericiți. De ce? 1. Copiii vor fi instruiți. 2. Biblioteca se va transforma în o atelier de căutorie. 3.